Așadar, continuăm lecțiile, dragilor, cu clasa 3-a. Corect ar fi a 4-a, că sunteți a 4-a, dar voi, ca materie, doar clasa 3-a aveți. Și am să vă arăt un pic operații cu numere, să zic așa, da? Operații cu numere. Și să începem. Spuneți-mi cât face 732 minus 205. 732 minus 205 este egal cu? Este egal cu 527. Cum ai făcut? Păi, 5 minus 2. Nu se poate. Punem 10. 12 minus 5, 7. Din 3 luăm acel 1 care am împrumutat la 3. Ne-am împrumutat la 32. Da. Și 7 minus 2, 5. Și acum ai zis... aici au rămas cât au rămas? 2. La 10, 2. Și din coace 5, ai spus, da? 527. Cum a face Ștefan proba? Care însemna proba? Proba scăderii? Care este? Diferență. Proba scăderii. Ca să vedem dacă a făcut treaba bună. 527. Deci rezultatul. Rezultatul plus... descăzutul. Așa. Plus scăzătorul. Scăzătorul. Ca să-i dea descăzutul. Deci proba ar însemna așa. 205 plus 527 este egal cu 732. Deci 205 plus 500, 205 plus 527 face 732. Este adevărat. Da. Asta e proba. Bun. Hai să vedem... următoarea operație. 705 minus 706 plus 402 minus 403 plus 4 egal cu. Deci am vrea să vedem cum procedăm aici. Este egal cu 2. Cum ai făcut 2? Păi 705 minus 706 dă minus 1. Hai, las că nu știu asta cu minus 1. Deci 705 minus 706, cum de... Știi tu așa, ai auzit la cei mai mari că face minus 1, nu? Nu, adică numele, dacă să zicem, dacă e 705 minus un număr mai mare, se face numărul mai mare minus numărul mai mic, ne dă un rezultat și în fața rezultatului punem un, minus. Semnul celui puternic, că ăsta e mai puternic, nu? Da. Adică să înțelegem așa, că dacă ar fi fost 705 minus 705, ar fi fost 0. Da. Dar dacă e încă ceva în plus, e ca și cum te duci la magazin să cumperi, ai numai 3 lei și vrei să iei o prăjitură de 4 lei. Și ești dator, ești dator. Și atunci ești dator. Deci trebuie să-i mai duci un leu. Acel leu este o datorie, practic, da? Deci de ce e minus 1? Și, așa, și aici tot minus 1 este, da? Da. Ștefan tot așa ar face. Și fiind minus 1 și cu minus 1 fac minus 1. Nu e 402. E 401 pentru că minus 1 plus 402 dă 401. Pentru că, ca și cum noi ne-am luat o prăjitură așa de 202, de 402 lei și eram dator, deci dăm leul acela și... Și am rămas la 401 da, aici, nu? Da. Deci din depozitul ăsta. Cu alte cuvinte, tu propui așa, să fi luat un leu de aici, da, să-l fi dus la ăsta ca să-l faci egal, puternic, da, cât e 706, și la fel, nu mai bine să umblăm la 4 ăsta? Da. Hai din 4 ăsta să-i luăm un 1, și zicem, 1, tu te duci aici și îl faci puternic pe 705, da, și fac 706,
Și încă unul pe partea asta să-l ducă, să-l facă pe ăsta puternic. Și aici au rămas doi. Uh-huh. Și-o făcut puternic. Și aici fac 0, nu? Zero. Aici fac 0, din coace fac 0 și rămâne 2. Cum am zis eu. Cum ai zis tu? Decât să ne fi bătut capul și să zicem cu minus, nu știu ce, facem șmecherii de astea. Și spunem, tu ești mai mic, nu se face scăderea asta. Dar găsesc eu pe traseu pe cineva. Și l-am găsit pe 4 ăsta. Sau dacă nu-i pe traseu, puteam să-l găsim pe ăsta, deci. Da. Sau altfel noi puteam face așa. Toți cei cu plus îi punem în prim plan. Deci aș fi scris așa, 705 plus 402 plus 4, adică ăștia care sunt cu plus, să-i pun într-un singur buzunar. Și pe urmă ceilalți care sunt cu minus și trebuie să-i scad datoria, minus 705 și pe urmă să-mi scad pe minus 403 și iată că iese finalul. Aici cât ar face, Ștefănuț, 705 cu 402? Ar face un 1107. 1107, da? Sei. 1000. Hai să facem. Deci aici se face 7-le. 0 rămâne 0, 74 11. Uitat 4 de acolo, uitat 4. 1107, nu? Da, da, uitat 4. Cum și plus 4. Este 1100. Și plus 4. 1113. Face 1111. Deci egal cu 1111. 1111. 4 ăsta care fusese aici l-am pus lipit aici, da? Minus 705 mai întâi. Minus 705. Și minus mai departe 403. Vă rog să scrieți, da? Deci 1111. Am tradus ieșiți ăsta, vedem dacă ajunge tot la 2. Deci 1111 minus 705 și minus 403. 1111 minus 705 și minus 403. Da? Da? Și cât face? Este egal cu 1111. Minus 705 mai întâi. Ia vezi cât face. Eu mai întâi aș face, aș pune în parantezare și le-aș aduna ca să... Că de ce să scazi două ori? Mai da. Bine vezi cât ar fi toată suma aceea. Adună și o scădere mai ușor decât două scăderi. Deci? Vine 1111 minus ăsta două adunate, scăderea asta, cele două numere pe care... Minus 1705 minus plus 403, da? Da, este egal cu 1111 minus 1107 minus 1107. 7, așa e bine? 1107 sau 1108? 1107, 8, 5, da, 8. E bine 8? Da, e 8. Și face cât la scădere, vă rog să faceți operația? Este egal cu 2. E bine 2? Ștefan, urmărește și tu. Da, 2. 8 din 11? 3. 3? Stop, e o greșeală. Stai! Data trebuie ne-o da 2. Prin manevra aceea deșteaptă, când ai zis, băi, te întăresc pe tine cu 1 și ai făcut aici 0 și te întăresc. Uite cât de speculativ merge. Unul care se apucă să facă greșițul ăsta și muncește el acolo și greșește, altul care este șmecher și descoperă chestiuni de astea, să zici, păi, pac, pac, am făcut, l-am făcut egal, la revedere, rezultatul 2. Și un coș cu mere. Da? Da. Rezultatul 2. Vedeți cât e de interesantă matematica asta? Deci nu s-au dus muncitorește, ci el a văzut speculații. Hai să vedem încă o dată. Numere. Sau aceleași numere. Trebuie să, să vedem noi dacă nu avem o greșeală. La unități. 5 cu 2, 7 și cu 4, 11. Bun. La 10.
0, 0 cu 0, 0, 0, deci 1. 1, da. Bun. Și acum la sute, 4 și cu 7, 11, 1111. Și minus 705 și minus 703. 403. 403. Și face într-adevăr 1108. Păi nu se poate, mă. Nu se poate, unde am greșit? Trebuie să descoperi. Păi să aceleași numere. Păi să mă, undeva e greșeala, mă, trebuie să ne înfuriem să găsim greșeala. Am putea băga, să luăm de la 4 la 1, vezi? Să băgăm la 1. 1 ăsta l-am făcut aici și a făcut 5, 6, da? 706 minus 706, 0. 400, încă unul luat, 403 minus 403, iar a făcut 0. Și au rămas 2. 2, perfect. Acum... De ce să nu ne meargă? Același lucru. Acolo, la 3, am putea să luăm 1 din 4, să-l băgăm la 1108. Am greșit noi, era 706. În loc de 705. 706, dacă vă da, acolo. 706, acolo e ăsta. Ah, minus 706, da? 6. Ăsta era. Și în spate, acolo. Foarte tare. Și aici, da? Nu știam, așa. 6. 6 aici, nu? Asta era. Și acum vine minusul 9 aici. Da. Și gata, ce face 2. Mă, dar ai văzut că am muncit de mult. Da. Cu cine ne depărtăm de la ieșită? Cu ce? Un singur număr. Care e ideea? Facem șmecherii pe traseu ca să mărim ritmul la lucru. Dacă vedem numele apropiate. Da, concret. Un număr, da. Ia să vedem. Cum faceți aici? 302 minus 305 plus 401 minus 403, 404, hai să zic așa, 404 și plus 5, egal cu, plus 5 egal cu. Deci 302 minus 305 plus 401 minus 404 plus 5 egal cu. Egal cu minus 1. Bără, bără, ai plus 7. Plus 7, hai să zic așa. Plus 7, plus 7. Plus 7, pun aici la sfârșit. Ne mai rămâne 1. Egal cu 1. Da, să vedem Ștefan ce spune. Ia să vedem. Da, egal cu 1. Așa este, Ștefan? Da. Cum ai făcut, Ștefan? Te rog să-mi spui, ai aplicat șmecherii sau te-ai apucat de muncă? Am luat din 7,3 pentru a pune 302. Excelent! Ai pus aici. Am luat încă 3 și am pus la 401. Încă un 3 și l-ai pus aici la 401. Și a rămas 1. Și a rămas 1. Vine și spune și la, în germană, mă. Bă, să știi și nemții ăștia ce știm noi acum. Ce e tare chestie? Da? Vorbește tu. Spune așa, am descoperit niște lucruri foarte interesante, frumoase. Povestește și tu. Wir haben einige sehr interessante Dinge gefunden. Iată cum, dacă avem de făcut o operație asta, explică-ne. Dacă avem de făcut... Wenn wir diese Operation machen sollen... Să ne luăm de aici. 705 minus 706. Plus 402 minus 403 plus 4. Așa. Putem face într-o variantă clasică, pe toți cei cu plus să-i punem în prima parte. Pentru că în eine clasice variante machen und a limit plus in eine Reihe stellen. Ce cu minus lăsăm la sfârșit? Limit minus am ende. Și ne apucăm de treabă. Und beginnen zu werk.
Iar ca să nu facem scăderea asta de două ori, unde vin diese subtracționist mai mult machen. Ăștia cu minus îi adunăm. Diese minus machen vira sume. Și atunci rezultatul este. Dar acest rezultat este 1111 minus 1111 minus 1109. Am muncit destul de mult. Wir haben ein wenig viel gearbeitet. Ba mai mult, dacă încercam direct, nu mergea. 705 minus 76 nu se poate. Wenn wir von vorn gemacht hätten, hätte es nicht genug. Am făcut-o și mi-a ieșit. A ieșit până la urmă. Da, rezultatul e tot 2. Dacă ești dacă faci asta minus 1 plus minus 1... Spune prietenii noștri. Minus 1, asta face minus 1. Dar în engleză, în germană. Minus 1 plus minus 1 este minus 2 plus 4 este gleich 2. Așa, și ajung perfect. Dar șmecherie acum, hai să spunem. Șmecherie foarte tare, foarte importantă. Da? Adică pe 4 rupe mână. Wir nehmen 1 von 4 und tun ihn hier da. Und 1 von 4 und tun ihn hier. Și atunci 0 și 0. Und dann 0 und 0. Rămâne doar 2 și gata ești. Ist nur, bleibt nur 2 und fertig ist. Iar acum pentru exercițiul ăsta o să aplicăm direct șmecheria. Und für diesen, das machen wir gleich. Ce anume? 2, 3 și 2, păi trebuie. Wir nehmen 3 von 7 und tun ihn hier und 3 von 7 und tun ihn hier. Și atunci face asta toate 0, 0. Und jetzt macht 0, 0 und hier bleibt 1, also 1. Asta e fain. Rapid rezultat. Schnell das Resultat. Excelent. Mulțumesc. Hai să vă pun acum să facem, o să fac și probleme imediat, dar până una alta să facem. Nu. Uite, o să facem niște terminăm cu operații, ca așa am anunțat. Acum să facem o mulțire. 732 înmulțit cu 405 egal cu 732 înmulțit cu 405. Vă rog să vă apucați să mulțiți. 732 ori 405. Te-ai speriat un pic, nu? Pare o mulțire mai dificilă? Da. De ce? Pentru că e ori. Da. E ori, să vedem cine e. Aștept. Este egal cu 32.460. Egal cu 296.460. Rezultatele sunt diferite. Da. Oricum. Eu, haideți să facem împreună, nu credeți? Le așezăm unele sub altele, cum știți? Unele sub altele. Da? Deci o să zic și eu. 732 ori 405. Cine? Ștefan, vreau de la tine, te rog. Bine, eu am făcut așa. Da. 5 ori 2 face 10. Am pus aici un 0. 1 în minte. 5 ori 3 face 15 cu 1, 6 și cu 1 în minte. 5 ori 7 face 35 cu 1, 36 și aici un 3. Bine. Acum, îl luăm pe 0. 0 ori 2 face 0.
0 ori 3 face 0, 0 ori 7 face 0. Iar acum îl luăm pe 4. 4 ori 2 face 8. 4 ori 3 face 12, 1 minte. 4 ori 7 face 28 cu 1, 9, iar aici în 2. Iar împreună fac 0, 6, 4, 1 minte, 5 cu 1, 6, 9, 2. Acesta pare a fi răspunsul, da? Te-ai greșit undeva. Crezi că mai era nevoie de linia asta cu mulțire cu 0 ori? Nu. Adică tu puteai să o sari pe asta? Da. Ținând cont că în clipa în care începi cu 4, trebuie să spui sub cifra care mulțește. Deci, dacă... Atât trebuia, pentru că trebuie să pun mereu cu una în față. Că dacă n-aș fi pus-o, aș fi pus 8-ul aici. Păi nu, depinde acum dacă tu ești atent. Cu cine mulțim, sub ea punem. Adică, uite, așa. Bunoară, la mulțirea asta, în clipa în care încep să mulțesc cu 4, mă uit că e cifra sutelor și eu mă duc aici. Da? Mă duc aici. Da. Tu ții minte că trebuie să te duci cu câte o cifră înapoi. Și de aceea te acoperi punând 0, 0, 0, da? Exact. Dar, uite, dacă eu spun așa, 300, nu, 3002, 15 ori 3002. 15 ori 3002. Nu trebuie să le pun unele sub altele, unități sub unități, 10 sub 10. Dar Doamne, am învățat că mereu punem cel mai mare sus. Aha! Eu am făcut așa, părea că e o trăsnaie aici, nu? Deci, invers să spun. Dar crezi că dacă aș face așa, greșit cum am început eu, ajung la același rezultat? Zici tu că e greșit. Nu. N-ajung, nu? Nu. Hai să zic. 2 ori 5... Aș putea, pentru că sunt 2 0 ori acolo. Da. 2 ori 5... 10. 0. Și cu 1 minte. 2 ori 1, 2 și cu 1, 3. 3. Și acum... Nu zic 0 ori 0 ori 0 și știu că... Nu. Mă duc la ăsta direct. Da. 3. Și ăsta direct este, iată așa, așa, așa... Și aici trebuie să spun, cârdul tău mai aici trebuie să înceapă. Da? Și vine 3 ori 5, 15. Aici este un 0, da? 3 ori 5, 15. 3 ori 1, 3 și 1, 4. 0, 3, 0, 5, 4. 45.030 mi-a dat mie. Și mie. Dar dacă aș fi făcut cum ai spus tu, era și mai bine, era mai plăcut ochiului. Deci e numărul mai lung, 3.002 ori 15. Punem așa, cel mai bine. 5 ori 2, 10, 0, 5 ori 3, 15. 1 ori 2, 2, 0, 0, 3. Și iată, când doamna învățătoare la tine a făcut un lucru foarte bun, te-a obișnuit așa și bine că a făcut-o, rezultatul este 45.030, da? 40. Mi-a ieșit 32.060. Greșit. Păi să mai vedem o dată. Cine poate am greșit eu, poate ai greșit tu, să vedem cine a greșit. Și-o jucat, ca pe fumani. Da? Deci... Mi-a ieșit 32.160. Hai să vedem o dată. 5 ori 2. Am făcut altfel. Da. Lasă asta și tu lucrează aici în partea asta, okay. Ca să facem paralel. 3.002 ori 15 egal cu 5 ori 2, 0, 1 minte. 5 ori 3, 15 cu 1, 6. Wow, te-ai sărit. Ai zis 5 ori 2, 10 și cu 1 minte. 5 ori 0, 0. Bine. Că 5 ori... 0, 0, 0, n-ai uit. 0 și cu 1 din minte, ăla e 1. Da, 1, pune acolo 1. 1. 5 ori 0, 0. 5 ori 3, 5. 15. 5 și 1, dar fiind la sfârșit, chiar 5. Da, 5. 15. Deci vezi? Atenție! Okay. Tu ce greșeală ai făcut? 5 ori 2, 10. Și 5 ori 3, sărit aici. Da. Atenție. 1 ori 2. 2. 2. 2, da.
1 ori 0, 0, 1 ori 0, 0 și 1 ori 3, 3. Și acum tragem linie și vedem. 0, 3, 0, 5, 4. Foarte tare. 4, da? 45.030. Așa ți-a dat ție, Ștefan, George? Da. Deci ai reținut greșeala. Nu mai facem altă dată. Okay. Cu alte cuvinte, trebuie să mulțim totul. Dacă te-ai hotărât așa și tu ai zis bine, îl mai mare să spunem primul, apoi măturăm toate cifrele. Toate cifrele la mulțire și ținem cont de asta. Mai vreau încă o mulțire și cu asta o să încheiem cu mulțirea și trecem la împărțirea. Oh. Uite, cât, să zicem așa, 700 3 ori 200. Ori 200. Cine o face deodată? Cât? Nu facem așa. Eu joacă cele 0, le aș pune deoparte și scriu doar 703 ori 2. Și ori 100. Da. Ori 2 fiind 200 și 2 ori 100. Ori 2 și după ce ne dă rezultatul, apoi adăugăm acele două zerouri. Asta era. Deci 703 ori 200, cum ziceți voi așa, egal cu 703 ori 2 și ori 100. Și ori 100. Și ori 2 îmi vine foarte ușor. 2 ori 3, 6. Peste 2 ori 0, 0, 0, 7. 600. 140.600. Pun cele două zerouri de la sfârșit și gata. 140.600. Corect. Deci că, șmecheria care este, Ștefănuț? Pe 200 zici 2 ori 100. Da. Și mulțești mai cu 2 pe ăsta, cu 703. Uh-huh. Ca la sfârșit să adaug cele două zerouri de la 100. Da. Așa, puteam să mă încep. 0 ori 3 fac 0. 0 ori 0, 0. 0 ori 7. Nu o fac așa. Cel mai des când avem așa, punem ori 200 și punem zerourile repede de desubt și 2 ori 3, 6, 2 ori 0, 0, 2 ori 7, 14. Și iată rezultatul, 140.600 rezultat corect. Să facem și așa, nu? Deci când ai numai zerouri pe la sfârșit, acele le pui în afară. Acum am să vă dau să faceți următoarea mulțire. Nu împărțire. 4 4 ori 25 ori hai să spunem 16 ori 16 ori 75 egal cu. La mulțirea asta să vedem cum gândiți voi. 4 ori 25 ori 16 ori 75. Este egal cu 747.000. Deci 747.000. 7, 4, 7, 3 de 0. Și 3 de 0. Adică 747.000, da? Da. Ștefănuț, tu ce părere ai? Nu știu. N-ai. Acum încă lucrezi, da? Mi-a dinainte când v-ați oprit la 16, eu am făcut 4 ori 25, 100. Asta e. 4 ori 25 face 100. Și? Și ori? Nu scrie. 4 ori 25 face 100 ori 16. Pe 16 putem scrie ca fiind 4 ori
4. Eu nu am făcut ori, hai mă să vă spun șmecherimă. 4 ori 4, ori 25 ori 3. Că 75 fac de 3 ori cât e 25. Da. Ștefan, te rog să urmărești. 4 ori 25 face 100. Da. Eu 16. În loc de 75, 25. Ai scris 25 în loc de 75. Da. Și 16, 4 ori 4. Și 25, 25 ori 3. Și atunci eu scriu repede. Egal cu 100. Ori 4 ori 25, mai am încă o dată șansa. 4 ori 25 face iarăși 100. Și doar îmi rămâne 4 ori 3. 12. Și va face 12, urmat de câte 0 ori? 4. 4 0 ori. Înseamnă că nu e corect ce am scris. Asta e. Asta e răspunsul corect. Băi, asta face profona. Șmecherii fel de fel. Da. Dacă te apuci să mulțești, să o iei muncetorește. 4 ori 25, 16 ori 75, cât dă acolo, în sfârșit. Da, dar eu nu cred că e așa, pentru că ori face așa, în loc de 100 ori 100 așa, fac 100 ori 4 face 400. 400 ori 4 face 1600. 1600 ori 25 dă... 40.000. Deci ești tu... Egal cu 40.000 ori 3. Da, 12.000, da, eu când am făcut am zis 120.000. 120.000, da. Așa. Da, dacă nu am făcut... Nu știu. Ștefănuț, am mai ajuns la 120.000 și tu? 100. Nu. Vino ca și vreau. Vino la tablă. Hai vino la tablă, Ștefănuț, să vedem împreună dacă este corect. Deci ce fac eu? 4 ori 25, să vă zic că e 100. Mi-e foarte ușor 4 ori 25. Da. Acum, vezi, cu șmecheria asta 4 ori 25, am zis 16. Hai să scriu pe 16 ca 4 ori 4, pe 75 ca de 3 ori 25. Da. Și acum, cum aici am 100, de la 4 ori 25, iată din nou 4 ori 25, sau invers, aici, 4 ori 25, câți vecini. Ăștia doi fac iarăși 100. 100. Și am 100, ori 100, din a doua 100, și ori 4 ori 3, 12. Da. Și atunci 12, urmat de câte 0 ori? 1, 2, 3, 4. 120.000, da. Terminat găsiți. Explică-le și în germană, că să află și nemții ce știm noi. Vier mal 25 ist gleich 100. 16 teilen wir in 4 mal 4. Und 4 mal 4. Und 100 mal 4 ist gleich 100. 4, nehmen wir ein 25. 75 ori, 25 ori 3. Ok. 75 ist gleich 25 mal 3 und wir nehmen 4 mal 25. Nu, no, așa, perfect. Nu fac prima oară asta. Bun, dar n-are importanță. Important este că le scrii pe toate, la mulțire n-are importanță. Okay. Deci 100 aici ai avut, da? 100 din nou a apărut de aici, asta de aici, și 4 ori 3, 12. Și rezultatul e foarte rapid. Cine se apucă să muncească acolo în nume?